Pentru că a plouat fără încetare timp de 4 zile, combinele nu au mai putut intra în lanurile de grâu, accesul lor fiind blocat și săptămâna aceasta. Din cele aproape 10.000 de hectare cultivate cu grâu în județul Gorj, până în acest moment s-au treierat doar 2.000 de hectare. Precipitații abundente în județul Gorj, ceea ce a făcut ca treieratul să staționeze de 4 zile, nu mai pot intra combinele, cred că o să mai stea și încă 3 zile, cred că și săptămâna asta până se încălzește. Problema nu e că grâul deasupra nu este uscat, problema este că e fenomenul de băltire, nu pot să intre combinele în lan pentru că rămân împotmolite. Îngrijorarea noastră este datorită băltirilor, sunt suprafețe, eu ieri am fost în teren, sunt suprafețe care și datorită vântului au căzut, mai stau în apă. S-ar putea să avem și fenomenul de încolțire, adică sigur va fi o depreciere a grâului. Din fericire, mai bine de 85% din suprafața cultivată cu orz a fost deja recoltată. La orz din 461 de hectare suntem 86%. Avem în județ cea mai cumulat 20 de litri cel mai puțin și 80 de litri cel mai mult. Deci vă dați seama, aceste precipitații au făcut ca procesul de recoltare a cerealelor băioase să fie stagnat de mai multe zile. Media precipitațiilor înregistrate în județul Gorj în ultimele 2 luni de zile este de 200 de litri pe metru pătrat, ploile din ultimele zile contribuind efectiv la creșterea cantității de apă.